Irigații cu tot, tot din bani ăștia. Da, tot din bani ăștia. Și faceți chestiunea asta pentru pepiniere de pom fructiferi? Nu, pentru fructe de legume. Pentru fructe? Da, super intensiv. Acum încercăm să avem, în cadrul acestui proiect, avem undeva la 5 hectare și pe restul, pe diferență, să facem cremă, apanuri fotovoltaice, să putem să